Mama Sabrinei a discutat cu Dima și vorbeau despre sfaturile oferite de către cei de afară, de către familie. Spunea mama Sabrinei că le-a dat băieților astăzi niște sfaturi și cu siguranță o să o țină minte, că ei îi place să dea sfaturi subtile pe care să le viseze noaptea. Dima spunea că sunt foarte importante sfaturile venite de la familie, de la susținători, pentru că îi întăresc, și doamna spunea că sunt sfaturi constructive, vor ce este mai bine pentru ei și dacă pot oferi, o fac cu mare drag. Mama Sabrinei mai spunea că nu a fost de acord cu participarea Sabrinei la emisiune, că a venit de bunăvoie și că în ultima scrisoare trimisă i-a spus că dacă ea consideră că sănătatea ei este mai presus de această emisiune, se găsesc soluții, cum a fost și astăzi cu cazul la Andreea și Ionuț.